Un funcționar al primăriei municipiului Pașcani a fost reținut de procurorii DNA pentru 24 de ore. Măsura a fost luată în cursul zilei de 15 iunie, dar instanța de judecată a hotărât pe 16 iunie că inculpata să fie cercetată în stare de libertate, sub control judiciar, timp de 60 de zile. Este vorba despre Monica Oneață, inspector la registratura primăriei, cercetată pentru trafic de influență în formă continuată, în urma mai multor reclamații depuse de victime. Până acum, procurorii DNA au identificat 8 cazuri de escrocherie în acest dosar. În comunicatul de presă al DNA, în perioada februarie 2020-iulie 2021, inculpata Oneață Monica, în calitatea menționată, ar fi pretins și primit suma totală de 27.789 de euro de la 8 persoane, lăsând să se creadă că ar avea influența asupra unor funcționari din cadrul primăriei municipiului Pașcani și că, în schimbul sumelor de bani pretinse și primite, aceasta îi va determina să rezolve diverse solicitări ale persoanelor care au remis sumele de bani, constând în angajări în cadrul primăriei Pașcani sau obținerea autorizațiilor de construire, a certificatelor de urbanism, a vizelor pentru branșarea la rețeaua de utilități sau a altor documente necesare construcției unor imobile. Deocamdată nu se știe dacă promisiunile inculpate erau planificate, într-adevăr, să se concretizeze cu ajutorul altor salariați ai primăriei sau dacă este vorba doar de un șir de escrocherii puse la cale de una singură. De asemenea, nu se cunoaște nici dacă, până când au început să apară primele reclamații, au mai fost și alte cereri similare, dar care nu au fost rezolvate. Cert este că Monica Oneață era cunoscută în zona Pașcani ca persoana potrivită pentru a rezolva astfel de probleme, iar o astfel de reputație a câștigat-o în timp. Monica rezolvă tot așa cum este cunoscută în municipiu și comunele din împrejurimi, s-ar fi folosit de funcție și relațiile de serviciu pentru a încasa bani de la cetățenii naivi, în schimbul unor promisiuni de angajare în serviciile publice, de obținerea unor avize, autorizații sau documente. În rechizitoriu se arată că în zilele de 7 și 12 octombrie 2020, inculpata Oneață Monica ar fi pretins și primit de la două persoane suma de 2.500 de euro fiecare pentru a fi angajate la registrul agricol. De asemenea, în același an, ea ar fi pretins și primit de la trei persoane sumele de 6.000 de euro, 5.500 de euro, respectiv 2.000 de euro, pentru ocuparea a două posturi la medicină școlară și a unui post la poliția locală. Inculpata a mai cerut și primit în martie 2021 suma de 2.100 de euro de la o persoană pentru eliberarea unei autorizații de construcție și avizele necesare pentru o branșare la rețeaua de gaz metan. Pe 18 august 2021, Oneață Monica ar mai fi pretins de la aceeași persoană încă 2.400 de lei, sumă primită a doua zi pentru rezolvarea aceleiași cereri. O altă escrocherie a fost pusă la cale în luna iunie 2021. Salariata primăriei a cerut și primit 24.500 de lei de la o persoană pentru a obține documentațiile necesare construirii unui imobil și branșarea la utilități. Persoana vătămată a povestit pentru BIT TV cum s-a întâmplat. Pe data de 9.06.2021 am fost în primărie să văd cât pot construi dintr-o bucată de pământ pe care o cumpărat-o copiii. Am fost la domnul Pisecaru, domnul Pisecaru mi-a spus că se poate construi 15%. Ieșind de la dumnealui, pe hol m-am întâlnit cu Moneața Onica, pe care o cunoșteam de la niște prieteni de-a copiilor mei, din vedere, nu? Povestindu-i tot ce s-a întâmplat, mi-a spus că mă rezolvă dumneiei cu absolut toate actele necesare, proiectul și actele necesare pentru construirea unei case. I-am lăsat numărul de telefon, după două ore m-a sunat, a venit, am mers și am luat-o de acasă de la ea, am mers acasă la mine, în prezența la copii, la soției. I-am arătat actele care le am și i-am povestit ce îmi trebuie și detaliat. Mi-a spus că mă costă 200 de milioane, bani pe care i-am dat atunci, cu schița casei, cum vreau să o construim. După două săptămâni, trei săptămâni, am fost plecat în Italia la copii. Într-un timp m-a dat un telefon și mi-a spus că mi-e trebuie încă 45 de milioane necesari pentru plătirea adeverințelor care îmi trebuiesc pentru casă. Am trimis o cuscă de mea cu banii în fața bisericii, în fața primăriei din deal.
I-a dat 45 de milioane, după care am așteptat să mă sune să-mi dea actele la casă și adeverințele necesare. O lună mai târziu a mai solicitat și încasat 1.500 de euro și încă 1.000 de lei pentru angajarea unei tinere la registratura primăriei. Fiica mea s-a prezentat în data de 19 iulie la primăria Pașcan pentru a-și căuta un loc de muncă și ulterior a fost abordată de către o angajată pe nume Oneață Monica, care s-a oferit să o ajute. Asta se întâmpla în jurul orei 10 dimineața, care ulterior a sunat-o pe fiica mea și oferindu-se să-i găsească un loc de muncă. În data de 19 iulie, anul curent, da, 2021. Mi-a cerut suma de 1.500 de euro pentru a angaja-o în cadrul primăriei. Da, ne-am întâlnit ulterior, seara la ora 8, și i-am dat suma de 7.500 de lei în față la banca Raiffeisen. După aia, cam la o săptămână ne-a sunat din nou și a mai cerut suma încă de 1.000 de lei pentru a întocmi actele de angajare și i-am oferit și suma de 1.000 de lei. Pe baza probelor de la dosar a început urmărirea penală și urmează să fie trimisă în judecată. Reprezentanții primăriei Pașcani susțin că acest scandal de corupție afectează imaginea instituției și că eliberarea documentelor, precum și ocuparea posturilor vacante, se face conform prevederilor legale. De asemenea, viceprimarul Cristian Drățoi a precizat că acuzațiile aduse funcționarei de la registratură au fost cunoscute abia după ce au fost relatate în presă și că primăria nu a cerut intervenție a organelor de anchetă, pentru că nu au primit o sesizare în scris. Din punctul meu de vedere, ca să începem cu începutul, noi sesizări, cel puțin eu direct, nu știu dacă domnul Bodoașcă, deci noi direct sesizări cu privire la aceste aspecte infracționale nu am avut. Doi, chiar dacă, să spunem, am fi avut, nu puteam face nimic altceva decât la rândul nostru să sesizăm organele în drept. Deci eu nu mă pot, ca viceprimar și chiar domnul Bodașcu, ca administrator public, noi nu putem face o anchetă până nu se stabilește. Aceste anchete, în mod normal, se fac de către poliție. Se fac plângeri. Plângerile se depun la poliție, la parchet. Parchetul, poliția face verificările de rigoare, după care se iau măsurile în consecință. Ceea ce ați spus și dumneavoastră. Eu doar, dacă aș fi avut, să presupunem, o hârtie scrisă, atunci da, poate în baza hârtiei respective să fi văzut despre ce este vorba. Totuși, salariata primăriei a fost cercetată administrativ și de o comisie de disciplină din cadrul administrației locale, în urma dezvăluirilor făcute de BIT-TV, dar fără niciun rezultat. De asemenea, cei care au venit să reclame că au fost înșelați de Monica Oneață au fost trimiși să depună plângeri la poliție. Reprezentanții primăriei au anunțat în cadrul unei conferințe de presă că nu a fost luată nicio măsură, pe motiv că ea nu a recunoscut niciuna dintre acuzații, iar cazierul este curat în urma reabilitării. În schimb, a beneficiat de o majorare substanțială a salariului, conform hotărârii numărul 115 din 30 iulie 2021, printr-o dispoziție a primarului emisă la sfârșitul anului trecut. Regretăm ce s-a întâmplat, dar să știți că nu, din partea conducerii primăriei, din partea colegilor, nu a fost nimeni înștiințat de așa ceva. Nu am știut până n-am aflat din asta din presă. Eu, de asemenea, personal vă spun că acord încredere tuturor lucrătorilor din primărie și nu cred că ar fi cineva care să fi făcut o astfel de faptă în combinație cu dânsa.
De asemenea, mă mai gândesc că cel mai corect și mai corect este să lăsăm organele de anchetă să-și desfășoare cercetările și în funcție de ce vor stabili dumnealor, vom vedea. Menționăm că Monica Oneață a mai fost trimisă în judecată la Tribunalul Iași pentru complicitate la delapidare în formă continuată, într-un alt dosar în care apare ca inculpat și fostul jurist al primăriei, Lucian Cojocaru, cercetat pentru înșelăciune. De asemenea, salariata primăriei a fost condamnată și reținută în anul 2009 pentru a executa o pedeapsă de 3 luni de pușcărie, pe motiv că a furat din banii publici 17.000 de lei în anii 2003-2004, atunci când era casierul instituției. Până acum, Monica Oneață a refuzat să dea un punct de vedere în legătură cu acuzațiile aduse. Mestecenii plantați anul trecut pe isprănada din Pașcani au început să se usuce. Deocamdată nu se cunosc cu exactitate cauzele, dar urmează să fie înlocuiți în toamna acestui an. Ei au fost aduși în toamna anului trecut de la SRL municipiului, după ce au fost tăiați arboritul, deși erau încă verzi și sănătoși. Referitor la copacii care s-au uscat pe isprănada, mi-asum responsabilitatea, nu am încotro, pentru că noi am zis că nu ne costă nimic copacii aia și într-adevăr nu ne-au costat pentru că au fost scoși de la seră. Îmi face impresia că totuși au fost prea curățate rădăcinile și din acest motiv ei au suferit, au avut cumva un șoc la replantare. Nu este o problemă. Vom lua și vom schimba acești copaci în toamnă, când vom umbla, vom pune înapoi bulbii de la lene. Fără umbra de altă dată și în bătaia soarelui, unii dintre cei care locuiesc sau circulă prin zona respectivă sunt nemulțumiți. Ei spun că era mai bine înainte cu arborii ornamentali tuia, înalți de câțiva metri și verzi tot timpul anului. De asemenea, nici cele două fântâni arteziene nu sunt funcționale încă. Vă place cum arată esplanada acum față de anul trecut? Mie îmi place, însă pomele, cum se cheamă, mestecinii ăștia, nu s-au prins, așa. În al doilea rând, au fost trandafiri în care, văd că nu mai ieșit, erau chestii, că era frumos, că eu aici trăiesc după 40 și ceva de ani, așa. În rest, e frumos, e curățenie, însă, aspectul floral. Alții însă sunt mulțumiți că peisajul s-a schimbat în ultimele săptămâni de zile, de când primăria a pus pe ronduri flori și gazon și au fost schimbate coșurile de gunoi. Vrem să vă întrebăm, vă place cum arată isplanada acum, mai mult față de anul trecut? E mai frumoasă acum față de anul trecut. Copacii erau mai, cum să vă zic eu, era și umbră, era, dar acum e mult mai frumos. Flori multe, îmi place că îngrijește de primăria. Felicitări! Au făcut foarte bine. Cine au făcut alții, au făcut dumnealui și o să mai facă. Eu așa sper că o să mai facă. Aceeași părere? Sigur că da. Eu sper. Da. Nu au fost niciodată coșuri de gunoi, domnișoara, aici. Niciodată, de când am venit în orașul Pașcani de acum 100 de ani. Acum sunt. Numai oamenii trebuie să fie educați. Să pună, să citească unde e carton, unde e plastic, da, și unde nu știu mai ce, hârtie sau... Și în ceea ce privește umbra, verdeața din... Asta că păi... copaci o să fie și umbră. Asta este foarte bine. Eu sunt mulțumită. Nu putem mulțumi pe toată lumea, cum nici Dumnezeu nu poate pe toți să-i ducă în rai. Era și înainte și acum... Ce să vă putem spune? Noi îmi dăm cu părerea, dacă proiectul a fost făcut, vă mulțumesc. Am înțeles. La voastră? Menționăm că în luna octombrie 2021 muncitorii primăriei Pașcani au tăiat zeci de arbori ornamentali de pe esplanadă. Administrația locală a motivat că are o nouă viziune. Acțiunea a fost reclamată de unii consilieri locali pe motiv că arborii nu au fost marcați, iar tăierile au fost făcute fără avizul de la Protecția Mediului.
Amenințări la adresa comercianților din Piața Vale din Pașcani. Reprezentanții primăriei i-au luat în vizor pe cei care au tăiat gardul pieței și au început să desfășoare din nou activități comerciale pe trotuarul din față. Viceprimarul Cristian Rățoi spune că acțiunile s-au desfășurat fără acordul administrației locale și că urmează să fie luate măsuri pentru identificarea și sancționarea celor în cauză. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței de presă de joi, 16 iunie. Avem problemă cu comercianții care iar au reluat comerțul stradal, care au tăiat gard. Deocamdată, cu ajutorul dumneavoastră, îi rog să pună gardul înapoi, să-l sudeze, așa cum au știut să-l tai, să-l sudeze înapoi. Și comerțul să-l desfășoare în piață, nu pe trotuar. Nu cred că domnul primar sau domnul administrator public sau eu le-am dat cumva vreun acord sau vreo autorizație să comercializeze pe trotuar. În același context, edilul a anunțat că urmează să fie făcute lucrări de amploare, de curățenie și modernizare a pieței agroalimentare din zona Vale. Astfel de anunțuri au mai fost făcute până acum, dar fără niciun rezultat. Rățoi spune că se așteaptă un răspuns de la firma care a fost contractată pentru modernizarea pieței, iar dacă nu vor începe lucrările, atunci muncitorii primăriei vor fi nevoiți să ia măsuri. Edilul s-a arătat profund nemulțumit de modul cum arată piața și a recunoscut că actualele condiții de comerț sunt deplorabile. Eu aș dori ca toată lumea, mă refer și la cumpărători și la comercianți, să înțeleagă că trebuie să facem ceva atât cât putem, dar să facem ceva cu aspectul pieții din Vale. Este dezolant să mergi acolo să umbli exact ca într-o piață, eu știu, din lumea a treia, a patra. Vreau să fac. Problema cea mai spinoasă este contractul care îl avem pentru construcția pieții. Noi oricum reparăm ce avem acolo. Contractul pentru modernizarea pieței a fost semnat în februarie 2021 pentru suma de 7.181.000 de lei, TVA inclus, dar în urma realizării proiectului, valoarea finală prezentată este de circa 23 de milioane de lei. Lucrările de execuție ar fi trebuit să fie începute deja, cu termen de finalizare până în prima parte a anului 2024. Persoanele cu venituri mici vor primi în următoarea perioadă cardurile electronice cu vouchere de 250 de lei de la stat. Sunt peste 2,5 milioane de beneficiari care vor primi acest ajutor în luna iunie, august, octombrie și decembrie. Banii le vor fi virați oamenilor abia la finalul lunii iunie, iar tichetele pot fi folosite doar în magazinele unde se acceptă plata cu cardul și doar pentru alimente sau masă caldă. În următoarele zile, cardurile electronice vor fi distribuite cu ajutorul Poștei Române, adică vor fi livrate la domiciliu. Beneficiarii acestui ajutor sunt pensionari ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 de lei, persoanele încadrate în grad de handicap grav accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 de lei, familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 de lei, familiile monoparentale, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 de lei, familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social, persoanele fără adăpost. Este important de știut faptul că familiile cu copii care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei și a căror venituri sunt mai mici sau egale cu 600 de lei trebuie să depună o cerere tip și o declarație pe propria răspundere la primăria de care aparține pentru a primi acest sprijin. La primăria Hârlău aceste documente se primesc deja. Începând cu data de 14 iunie, persoanele singure și familii care au întreținere cel puțin 2 copii și realizează un venit până la 600 de lei pentru pe fiecare membru de familie, se pot prezenta la primăria orașului Hârlău în vederea depunerii cererii pentru acordarea de etichete sociale electronice pentru alimente sau masă caldă. De asemenea, vor completa și o declarație pe propria răspundere.
Pentru completarea cererii vor avea nevoie de acte de identitate, precum și de cărți de identitate sau și certificate de naștere. Familiile care beneficiază de ajutorul social sau alocație pentru susținerea familiei nu depun cereri pentru tichetele sociale. Ele sunt în evidența noastră și vor primi tichete sociale electronice. Pe baza cererilor și a declarațiilor pe propria răspundere depuse de acești beneficiari, primăria întocmește situația centralizatoare a familiilor ce îndeplinesc condițiile de acordare a sprijinului. Restul beneficiarilor sunt în bazele de date ale autorităților și nu trebuie să facă vreun demers în acest sens. Cardurile vor fi însoțite de scrisori care conțin instrucțiuni de utilizare, detalii despre operatorii economici parteneri și un număr de telefon pentru cazurile în care întâmpinați probleme. Precizat este faptul că sunt peste 24.000 de magazine alimentare unde pot fi folosite, iar lista lor o găsiți pe site-urile firmelor care au emis cardurile. Tichetele sociale electronice nu trebuie încredințate unor persoane străine, iar cei care le pun în vânzare riscă amenzi între 3 și 5.000 de lei. De 200 de tineri din Pașcani și comunele apropiate cu vârste între 14 și 22 de ani au participat joi 16 iunie la cea de-a 6-a ediție a evenimentului Tânărul Pășcănean, organizat de Ator Pașcan, ce a avut loc la Cabana Vânătorească din Moțca. Programul a debutat cu o slujbă religioasă, iar apoi cu jocuri și ateliere. În primul rând ne bucurăm că ne-a ajutat Bunul Dumnezeu să ajungem și la cea de-a 6-a ediție a Tânărului Pășcănean, să avem în mijlocul nostru pe tinerii din Pașcani, din suburbii, din protopopiatul Pașcani. Ne dăm seama cât de important este ca biserica să lucreze și în acest domeniu și ne bucurăm că anul acesta chiar au răspuns foarte mulți tineri. Noi ne așteptam în jur de 180 de tineri, dar au venit cam aproximativ 200. Trebuiau să mai vină, dar pentru că locurile erau limitate, nu ne-am putut permite. Anul acesta ne-am gândit ca tema să fie una deosebită, pentru că este anul rugăciunii. De aceea am spus că tema din acest an să fie rugăciunea, întâlnirea cu Dumnezeu și cu mine însumi, tinerii să cunoască ce înseamnă rugăciunea pentru dânsii, cât de mult contează rugăciunea în viața omului și vedem că atunci când au nevoie vor să se roage și de multe ori nu prea cunosc cum să se roage sau cum să vorbească cu Dumnezeu. Vremea bună de afară, aerul curat și spațiul generos al locației i-au făcut pe tineri să aibă parte de o zi memorabilă, cu multă voie bună, cu noi prietenii, cu învățături creștine și socializare. Este o experiență nouă pentru că cunoaștem noi persoane, legăm noi prietenii și totodată învățăm cum să ne integrăm în grupuri, în viața socială și cum să ne facem prieteni noi și chiar să ne descurcăm pe viitor. Cred că mesajul cel mai important reprezintă faptul că biserica vine în sprijinul tinerilor și vine în sprijinul tinerilor axându-se pe nevoile tânărului de a fi ascultat, de a fi întrebat, de a fi pus în valoare atât din punct de vedere al calităților pe care le are și bineînțeles a aptitudinilor pe care le stăpânește foarte bine. Cred că dincolo de toată întâlnirea noastră, cel mai important lucru cu care rămânem de fiecare dată este o nouă cunoștință, un nou drum, o nouă viziune, o nouă idee cu care mergem mai departe în viață sau poate chiar care ne rămâne ca țel în viață sau ca, nu știu, ca lumină pe drum. Nădăjduim prin sesiunile care s-au desfășurat la Tânărul Pășcănean să plece de aici cu un bagaj de cunoștințe, astfel încât să fie buni creștini, păstrători ai dreptei credințe și copii buni care vor forma familie și care se vor întoarce, se vor duce în societate și, desigur, așa cum ne dorim cu toții, să facă parte
sau să contribuie fiecare să formeze o societate sănătoasă. În prima parte a zilei a avut loc și o conferință în care părintele arhimandrit Petre Nicodim, consilierul sectorului de misiune, statistică și prognoză pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor și stareț al mănăstirii Bucium, le-a vorbit tinerilor despre importanța rugăciunii. Spune părintele Stănilvaie, l-am căutat pe Dumnezeu în oamenii din satul meu. Apoi l-am căutat în cărți, în idei și în simboluri. Dar acest lucru nu mi-a dat nici pace, nici iubire. Într-o zi am descoperit în scrierile Sfinților Părinți că este cu putință să-L întâlnești pe Dumnezeu în mod real, prin rugăciune. Și atunci l-am auzit spunându-mi, îndrăznește să înțelegi că te iubesc. Atunci, cu răbdare, m-am pus pe lucru. Și am înțeles treptat că Dumnezeu este aproape, că mă iubește și că, umplându-mă de iubirea Lui, inima mea se deschide și către ceilalți. Am înțeles că iubirea este comuniune cu Dumnezeu și cu celălalt și că fără această comuniune, lumea nu este decât tristețe, ruină, distrugere, masacre. Ator Pașcan a primit și în acest an sprijin financiar pentru acest eveniment. Mai exact, municipalitatea, printr-un contract de parteneriat, a dat suma de 6.500 de lei pentru asigurarea mesei participanților. Cu această ocazie ținem să mulțumim și autorităților locale care ne-au sprijinit. Știu că au mai fost câteva discuții în plenul ședințelor, dar după cum se vede, este necesară această implicare și a autorităților, pentru că cu toții avem un scop comun. Și le mulțumim cu această ocazie că le-au făcut o bucurie acestor tineri și cu ajutorul lui Dumnezeu să parteneriatul nostru cu primăria să continue și pe viitor. În județul Iași, întâlniri similare au avut loc la Hârlău, la mănăstirea Sânceapă Basaraba din Scobinți, iar pe 30 iunie va fi în Iași. Obiecte tradiționale din Pașcani, Ruginoasa și Todirești vor fi expuse la Iași, la Palatul Braunstein, într-un proiect inedit sub numele de Tradițiile Iașilor, Fir, Lemn, Lut, un eveniment cultural unic prin tematică, activitățile propuse și valoarea bunurilor culturale expuse, ce va avea loc în perioada 15 iunie-15 iulie. Inițiativa aparține Muzeului Regina Maria din Iași, iar printr-un parteneriat interinstituțional, Muzeul Municipal din Pașcani expune circa 120 de obiecte tradiționale, specifice municipiului și a comunelor din împrejurimi. Este vorba despre costume de nuntă, ștergare, năframe, ceramică populară de lespezi, vase de lut și de lemn sau obiecte folosite în gospodăria țărănească. Muzeul Municipal Pașcani ține și pe această cale să vă salute. Iată că valoarea obiectelor noastre, în sfârșit, putem să spunem că a fost apreciată și de colegii noștri de la Iași. Acest demers a fost făcut în primul rând de susținătorul și de colegul nostru mai nou, domnul muzeograf Marcel Lutic, care ne-a ajutat împreună cu doamna Ichim Aurica să expunem la Iași, la Muzeul Municipal Regina Maria. Pentru noi, vă dați seama că este o cinste să fim invitați timp de o lună de zile în custodia la acest muzeu pentru a pune în valoare, dragi pășcăneni și cei din ținuturile Pașcanului, pentru a pune în valoare, iată, nestematele pe care le avem noi. Putem spune că acesta este un prim pas pentru recunoașterea atât a valorilor, a muncii noastre, dar și a ceea ce a adunat muzeul până în momentul de față. Vernisajul va avea loc sâmbătă 18 iunie, începând cu ora 12 la Palat. Printre instituții partenere se mai află și Centrul Cultural din Ruginoasa și colecționarul Dănuț Gârbea din Todirești. Dacă aveți posibilitatea și dacă treceți pe la Iași, puteți să vizitați la această unitate muzeală, să vedeți un număr de peste 100 de obiecte, sunt valori tradiționale, însemnând în primul rând ștergare din nuntă, costumii populare, piese de olărit, vase de lemn, obiecte cu caracter agricol, obiecte pe care voi, cei din zona Pașcanilor și din satele din zonă,
le-ați donat muzeului. Iată că aceste obiecte încep cu timpul să fie recunoscute inclusiv și pe plan județean, pe plan național, după ce o parte din obiecte până în anii din urmă au fost expuse la Roman, iată că Iașul ne primește cu brațele deschise și pe această cale am vrea să mulțumim atât conducerii primăriei municipiului Pașcani, pentru că a fost de acord cu realizarea acestui proiect multicultural pe plan național. Timp de mai multe zile, colectivul Muzeului Municipal Regina Maria din Iași a străbătut zonele rurale din județ, identificând, colectând și valorificând bunuri etnografice, cu scopul de a evoca prin mărturii statornice tradițiile, obiceiurile, ocupațiile și frumusețile din viața satului românesc de odinioară. Legislativul pășcănean este convocat într-o nouă ședință de această dată extraordinară la începutul săptămânii viitoare, pe 20 iunie, începând cu ora 14. Pe ordinea de zi sunt 5 proiecte de hotărâre, toate cu privire la aprobarea unor documente, care urmează să fie depuse în vederea obținerii unor finanțări de investiții. Este vorba despre actualizarea Planului Urbanistic General, un proiect pentru modernizarea serviciului de transport public al municipiului, actualizarea documentației tehnice pentru extinderea și dotarea ambulatoriului de la Spitalul de Urgență din Pașcani, precum și aprobarea unui model de contract care să fie încheiat cu asociațiile de proprietari în vederea obținerii unor finanțări pentru blocuri. Privitor la aceste proiecte, administratorul public, Claudiu Bodoașcă, a făcut câteva precizări în cadrul conferinței săptămânale de presă. După un an de zile aproape, avem proiectul la ambulatoriu predat. Sperăm că luni, când va fi ședința de Consiliu Local sau săptămâna viitoare, să avem, să fie pe ordinea de zi și proiecte de hotărâre de aprobare a indicatorilor tehnico-economici la ambulatori.